Pompierii vasluieni au luptat ore în șir pentru stingerea unui incendiu violent care amenința să se extindă la câteva case din suburbia Rediu. Au ars 5 tone de furaje după ce un copil din vecin a dat foc la o petardă rămasă de la anul nou. Proprietarii au privit cu lacrimi în ochi cum munca lor de o vară s-a mistuit în doar câteva minute. Eu în dimineață n-am și lipit la mâncare. Nu pot să mă mai scol din loc din pat, din somnul mor, ce să fiu. Când am leașit, m-am dus și să dau mâncare la animale, stau animale, flamane, numai. Aici trebuia să joace doamna, aici, lângă fân. Ore bune, proprietarii au privit neputincioși cum munca lor s-a făcut scrum. Un copil mi-a dat foc cu petarde, a aruncat de șocani omul meu, era tăiat fân aici pentru animale și numai o strigat la dânsul un copil de aici, dar tine nici arde fânul. Localnicii s-au panicat când flăcările s-au extins, vâlvătaia le amenința casele. Eram în curte la mini, deodată am văzut gluga de ciocanii cardia. Am sărit în ajutor, am luat câte o glugă cu mâna, dar n-am mai putut din cauza că focul s-a extins și mi-ardea fața. De acolo a început s-a împânzit la fân, n-am putut salvez nici fânul, o ars. Copiii needucați, petardii. O amendă să iei o amendă la părinți. Să putea să iei foc, că să vește de printre jurți. Dar e mai rău că au rămas cu animalele în mijlocul iernii, fără mâncare. Misiunea pompierilor a fost îngreunată și de vântul care bătea cu putere. Deși au intervenit imediat, aceștia nu au mai putut salva nimic. Fânul uscat a ars ca o torță. Detașamentul Vaslui a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu în localitatea Rediu la un depozit furaje. La sosirea la locul intervenției, incendiul se manifesta cu violență la două căpițe de fân, aproximativ 5 tone, cu posibilitatea de propagare la locuințele învecinate. Lucrăm pentru lichidarea incendiului. Păgubașii sunt hotărâți să-și recupereze pierderile care se ridică la câteva zeci de mii de lei. Deși sărași lipiți, părinții copilului vor trebui acum să găsească o cale să acopere întreaga pagubă. Până atunci, aceștia s-au ales cu o amendă din partea polițiștilor, deoarece nu și-au supravegheat copilul.